Procurorul general al Republicii Moldova, Alexandru Stoianoglu, a declarat în cadrul unui briefing de presă că a expediat cereri de extradare a lui Vladimir Plahotniuc în Cipru și Arabia Saudită. În prezent, Procuratura Generală așteaptă răspuns din partea autorităților turce și a celor din Cipru dacă acesta a traversat hotarele celor două țări. Până acum noi nu am primit niciun răspuns din autoritățile turce, dar pot vă spun prima dată astăzi că în afară de Turcia, Procuratura Generală a expediat cererea de extradare posibilă domnului Plahotniuc și din Republica Chipr și din Arabia Saudită. Până acum avem numai răspunsul din Arabia Saudită că domnul Plahotniuc nu a traversat hotarele Arabia Saudită. De asemenea, Stoianoglu a oferit date referitoare la faptul că Procuratura Generală a investigat în cadrul unui proces penal traiectoria acțiunilor care au permis prejudicierea bugetului public național ca urmare a transmiterii prin diferite scheme dubioase unor companii străine a controlului în domeniul jocurilor de noroc. Raportul de repartizare a profitului din activitatea de organizare și desfășurare a loteriei este de 11,4% statul și 89,6% partenerul privat, deoarece Loteria Națională a Moldovei suportă costul serviciului de distribuție și cheltuieli pentru fondul de câștiguri. În intervalul noiembrie 2018-mai 2019, din vânzarea biletelor de loterie a fost încasată circa 326 milioane de lei, din care 39,5 milioane de lei au revenit Loteria Națională a Moldovei, iar partenerul privat circa 81,5 milioane de lei. Dezavantajarea Loteriei Naționale a Moldovei se atestă și în sectorul automatelor de joc, fiind atribuit un volum mai mare de obligații și cheltuieli comparativ cu cele ale partenerului privat, iar cota parte din totalul venitului brut a jocului care revine Loteriei Naționale a Moldovei este de 51%. Favorizarea intereselor terțelor persoane în detrimentul intereselor statului este evidentă și rezultă din acțiunile reprezentanților autorității publice privind modificarea cadrului legal, soldat cu diminuarea sau eliminarea taxelor pentru activitățile în domeniul jocului de noroc. În concret, pentru serie de modificări legislative operată la această etapă a fost expuse taxele pentru exploatarea automatelor de joc cu câștiguri banești în sumă de 23.100 lei pentru fiecare unitate și 28% din suma totală a mizelor acceptată pentru depunerea mizelor la competiții sportive și de altă natură. Scutirea de TVA fără drept de deducere mărfurilor și serviciu importate de către parteneri în cadrul parteneriatului public-privat. Micșorarea de la 18% la 12% a impozitului devenit pentru fiecare plătitor de câștiguri de la jocuri de noroc, cu excepția celor de la loterii și pariuri sportive. Scutirea de taxe unitățile comerciale sau de prestații servicii persoanele care practică activități declarate prin lege ca activități de ce constituie monopol de stat. Potrivit datelor serviciului fiscal de stat, suma încăsărilor sub formă de taxe și impozite pentru anii 2014-2015 s-au estimat la 119,2 milioane de lei și 132 milioane de lei. Pe când suma investițiilor preconizată pentru sectorul loteriilor și pariurilor la competiții, evenimentele sportive se estimează la circa 63 milioane de lei. Raportând încăsările din anii 2014-2015, acest compartiment rezultă că pentru anii 2017-2019 bugetul public a ratat venituri de circa 400 milioane de lei. Astfel, direcționarea mijloacelor financiare acumulată sub formă de taxe și impozite din activitatea jocului de noroc până la instituirea monopolului de stat în domeniu era suficientă pentru dezvoltarea sectorului dar de către Loteria Națională a Moldovei, fără cedarea unei cote importante din venituri partenerilor privați. Ca urmare a celor stabilite, Procuratura Generală a inițiat o cauză penală pe faptul abuzului de serviciu comis cu participație de către persoane publice în interes material personal sau în interesul terților, manifestat prin atribuirea în beneficiu unor companii străine, conform schemele dubioase, a domeniului jocului de noroc, soldat
cu prejudicarea bugetului public național. Precizez că în rezultatul acestui parteneriat public-privat, circa 65 de companii autohtone și-au stopat activitatea. Mii de oameni au rămas fără locuri de muncă. Zeci de companii și persoane au fost ilegal trase la răspundere penală. Zeci de întreprinderi își revindică până în prezent de la Ministerul Finanțelor despăgubirile estimate la milioane de lei în legătură cu sistarea licențelor pe care le-au plătit în avans. În același timp, firmele cu afacerea privilegiată achită milioane de lei pentru a-și face publicitate la posturile radio și TV afiliatului cetățeanului Plahotniuc. Aceasta sunt rezultatele reale ale acelui parteneriat public-privat. Informația despre starea lucrurilor în acest sector al economiei, precum și încălcările admise în procesul atragerii partenerilor privați, a fost expediată guvernului. Concomitent, procurorii întreprind o serie de acțiuni de urmărire penală pentru identificarea și tragerea la răspundere penală a tuturor celor implicați în această schemă criminală.